Suntem la restaurant Casa Ardeleană, tocmai am făcut niște fotografii la produse și ne-am gândit că ar fi bine să vedem și cine stă în spatele acestor produse, pentru că ne bucurăm când ne vine mâncarea la restaurant și o vedem așa gustoasă, facem poze, punem pe Instagram, pe Facebook, dar în spatele preparatelor stau niște bucătari care își fac meseria în bucătărie și astfel că vrem să vi-l prezentăm pe șef Cătălin Boilă, aici, la Casa Ardeleană, restaurantul din Mediaș cu specific ardelenesc. Ardelenesc combinat, mixt. Spune-ne câte ceva despre tine. Numele meu e Boilă Cătălin Adrian. Am 32 de ani. Vin dintr-o familie normală. Am o fetiță mică de 2 ani și 8 luni. Sunt căsătorit. Așa. Și ce pot să zic? Foarte implicat în lucru, în ceea ce fac. Gătești și acasă? Gătesc, ocazional, mai mult soția. Din cauza fetiței, gătește ea mai mult, pentru că gătește foarte mult pentru ea și atunci ea se ocupă mai mult. Eu fiind tot plecat de acasă. La serviciu? Da. De cât timp lucrezi ca și bucătar? De 15 ani, deci de la 17 ani, practic. Unde ai început să lucrezi? Începutul meu a fost la restaurant LG, toată lumea știe, Metafora. Acolo mi-am început cariera. Am început de jos, cum începe toată lumea. Eram de pe băncile școlii. Și mi-a plăcut meseria. N-am zis că asta va fi meseria mea de bază de pe băncile școlii, clar. Dar m-am dezvoltat. Oamenii care au lucrat acolo au fost niște oameni foarte buni. Cum ai ales sau n-ai ales sau ați venit așa, pur și simplu, de experiență? Din necesitate, în prima fază a fost. Aveam nevoie de bani, am tânăr, ca să lucru. Și chiar la început am fost ajutorul mare. Spălam vase, curățam burtă. Tăiam burtă. După care am avansat un pic, salate, un pic de carne și după ceva experiență am intrat și pe produsele gătite, după care am fost transferat la restaurant, în partea lor, cu specific vânătoresc a fost. Am avut și un curs de bucătar de 6 luni, care l-am finalizat cu preparate de vânat. Profesorii sau examinatorii au fost foarte încântați de ce am făcut. Puțin mergeau cu așa preparate, cu vânat, cap-coadă și o notă mare. Și am lucrat, am schimbat restaurante, clar. Nu pot să zic că nu. Mi-a făcut un bine lucrul ăsta. Pentru că am învățat multe lucruri, am întâlnit mulți oameni, multe idei. Da. Ai vreun bucătar renumit ca și mentor sau...? Păi depinde, de aici, din zona noastră sau de afară. Am mentor nu aș putea numi. Dacă ar fi de afară, ar vorbi cu plăcere despre el, ar fi Jamie Oliver. Am și acasă lucruri cumpărate din numele lui, gen cuțite. Cuțite? Cărți? Da. Sau? Și o carte și cuțite. Un set de cuțite Jamie Oliver, care de suflet, le folosește de asta. Eu am trusa de lucru. Așa și pe plan local, dacă ar fi un bucătar care mi-ar place și din păcate el nu prea mai lucră cu noi col la cot, ar fi Olivier. Lumea știe de Oli. M-am lucrat foarte mult când l-am cunoscut și am lucrat pe el foarte bine printre toți bucătarii de aici, din Mediaș. Așa mai fiind că un bucătar care a lucrat din Mediaș, care m-a inițiat și m-a ajutat foarte mult, este Andrei. Bine. Ok. Care ar fi provocările meseriei de bucătar? Să fii bucătar și ai făcut un restaurant? Ce provocări? Ce greu? Provocări este în felul următor. Provocarea este să poți să știi să aduci ceva nou atunci când ți se cere, să simți tu chestia aia dacă nu se cere.
să ai tot timpul ceva la client, ceva nou și totodată să și menții ceea ce ai să fie la standardele de început. Deci asta e o provocare, să poți să menții un lucru în primul rând. Care ar fi rețeta unui restaurant de succes? Rețeta unui restaurant de succes ar fi calitatea, clar, să se axeze mult pe calitate, produsele cumpărate în general de restaurante sunt produse mai ieftine și poate că de acolo nu este calitate. Și materia primă. Da, materia primă este foarte importantă. Și mâna liberă la bucătar. Deci dacă este lăsat să-și facă un pic de cap, să-și facă... Se întâmplă, poate un bucătar mai strică o carne, mai strică un cartof. Asta este, facem exerciții, nu? Și trebuie lăsat un pic. Orice bucătar, la orice restaurant, dacă mai ales dacă e la început sau este vechi și schimbă bucătarul, normal, trebuie lăsat. Revenim puțin la restaurant Casa Ardeleană, care este conceptul restaurantului specificul? Specificul este în proporția cea mai mare ardelenesc, cu mici influențe ungurești și săsești, să zicem așa. Ce este din zona noastră? Ce recomanda un client care intră pentru prima dată în Casa Ardeleană? Un client, i-aș recomanda în primul și în primul rând cana porcului, o ciorbă de burtă, care este făcută doar în stilul nostru. În multe locuri am gustat și am fost și am văzut și nu este chiar așa ca o să nu zic că e cea mai bună, dar este o rețetă proprie. Care ar fi rețeta ta preferată? Sau știu că restaurantul este construit pentru ciorbe, știu că tu faci ciorbe, numai tu faci ciorbe. Da, asta este și un secret al bucătăriei noastre, n-am prea mult să zic, dar în general mâncarele gătite sunt gătite de mine, de aceea și continuitatea asta la gust. Da. Și rețeta mea preferată ar fi în afară de restaurant, să zicem așa. Îmi place foarte mult să fac chow-un și pastă de vită, de la cap la coadă, adică proaspete, marinată de vină și tot. Cum vezi meseria de bucătar? Există interes în rândul tinerilor să facă această meserie sau nu prea? Ai oameni, câți oameni ai sub ordine? 6 oameni pe bucătărie și încă 4 la bar. Există interes? Vine generația din spate cu pasiune sau...? Prea puțin. De multe ori am avut bucătărie oameni care au venit, au încercat. Li se pare probabil un pic prea mult de lucru. Așa e bucătăria, e mult de lucru într-adevăr, dar am vrut să le ofer șansă, haide, te învăț, o luăm de la zero, dar puțin. Puțin tineri chiar își dau interesul și fac ceva cu ei. Din păcate, nu știu. Poate că e numai viziunea mea. Ce recomand unui tânăr care vrea să devină bucătar? Cum să înceapă? Ce să facă? Cum ar avea succes? Să înceapă oarecum de jos, să aibă o bază. Asta ar fi cel mai recomandat. Adică trebuie să cunoști în primul rând legumele, să cunoști fructele, să cunoști sosurile, tot ce se combină, ce se poate combina. Foarte mulți bucătari au devenit bucătari din nevoie și au luat din mers meseria asta și la un moment dat o să vezi în farfurii niște combinații care nici de cum nu merg. Dacă nu ai o bază a bucătăriei, nu prea ai cum să le cunoști. E clar. De asta e cel mai bine, să plece de jos, să învețe cum se face orice preparat. E clar. Cum se fierbe o carne, cum se prăjește o carne. Există o școală de bucătari? Există. De la noi, din păcate, știu că doar prin numele, prin șomaj, cred că se mai poate face la noi. Școala de bucătari este cea mai apropiată de la Sibiu și școala care face cursul de bucătari, mai este la Mureș. Da.
Care crezi că este relația sau cum ar trebui să fie relația dintre bucătărie și ospătărie, să zic așa? Cât de important este pentru un restaurant? Este foarte important. Este foarte important și e important să începi în armonie ziua, săptămâna, luna. Pentru că dacă nu este armonie și prietenie între cele două formații, clientul simte. Ori dacă noi, bucătarii, ne vom ospătari, ei dau mai departe la clienți, ori dacă ei vin cu nervii de la clienți la noi, ne mută nouă. Deci trebuie să fie un tampon. Ospătarul are și el o sarcină foarte importantă, trebuie să fie un tampon între clienți și noi. Să știe cum să gestioneze vorbele de la client. Clientul de multe ori poate vorbește ceva, dar nu cu grea intenție sau nu... Și el o ia poate personal și ne povestește nouă și noi ne supărăm că uite ce-o zis, că uite ce-o făcut și nu e corect. Și din experiența anilor de bucătărie, cum e relația asta la noi din țară dintre bucătar și ospătar? Sunt unii ospătari care înțeleg chestia asta și chiar mă bucur că avem și printre noi colegi care lucră de foarte mulți ani și sunt buni în ceea ce fac. Dar încet de ce cred că mergem spre bine. Și la noi, și în România, și peste tot.